Rusia, Belarus, dar și aliații lor au desfășurat demonstrații militare ca parte a exercițiului amplu ZAPA 2021. În cadrul acestui program vor fi implicați oficial aproximativ 200.000 de militari, dintre care 2.500 sunt trupe ale armatei ruse trimise în Belarus. Vladimir Putin spune că aceste exerciții nu ar trebui să fie privite ca pe o amenințare, iar oficialii au declarat că exercițiile vor avea loc atât pe teritoriile Rusiei cât și pe cele ale Belarusului.